bine ai venit, Iuriele, ci cum face mare plăcere să te văd. Sper că ai venit cu o valiză de vești, bune sau rele. Nu știu dacă m-am pregătit. Am pregătit vești din București. Pentru București am pregătit echipa cu care am venit la tabără de cultură și civilizație. Cine sunt în echipă? Deci vreau să spun că tabăra este organizată în primul rând de Institutul Eudoxie Formozache pentru Românii de Pretutindeni. E o idee extraordinară, o tabără foarte bună, de altfel am văzut-o ca o continuare a taberei pe care organizați dumneavoastră, pentru că și lectori universitari, și forma de cursuri, și programul foarte bogat și aglomerat i-au captivat pe tineri cu care am venit. Am venit cu profesori, domnișoare, două domnișoare lector universitar, doamna inspector, metodistă de la Institutul de Studii Post-Universitare sau de Perfecționare a Cadrelor Didactice, o domnișoară redactor a ziarului nostru, Cronici Bucovinene, și translator la ziarul Cuvântul Adevărul din Osului, Svetlana Ursu, un student de la Universitatea de Medicină, care în anul 3, dar deja are lucrări pe la festivaluri și, mai bine zis, olimpiezi naționale și internaționale, și cu elevă la liceul Petru Rareș, din Suceava. Vreau să vă spun că puțin a fost drumul greu în pace. De ce? Pentru că am nimerit anume în perioada când în Cernăuț oamenii au ieșit în stradă să protesteze împotriva celui al treilea etap de mobilizare care a făcut la Radichile și care îi deranjează foarte mult, îi deranjează pe bucovinieni. Atât pe bucovinieni cât zic eu că și pe toată țara. Asta am vrut să te întreb. La noi știrile sunt diferite și la un moment dat chiar aveam senzația că numai românii protestează, dar am aflat că protestează și ucrainieni împotriva războiului sau împotriva trimiterii tineretului nepregătit pentru o luptă inegală, pentru probabil este nevoie de a apăra Ucraina, toată lumea este conștientă, dar pregătirea psihologică a tuturor locuitorilor, a cetățenilor ucrainei, după mine, nu este suficient realizată, deoarece Ucraina s-a despărțit de curând de Marea Uniune Sovietică, nu s-au sedimentat instituțiile statului și nu s-au dezist foarte mult de fosta politică și cred că și în conducere sau în instituții a perpetuat ceva ambigu. Întotdeauna minoritățile au avut ceva de obiectat împotriva majorității. Fie ea sovietică rusă, fie ea ucrainiană acum. Aceste probleme netratate la timp, nediscutate, neexprimate, mi s-a părut că dau un plus de poziție, știi, nu suficient de, cum să-ți explic, nu suficient de loială față de Ucraina. Pentru că, totuși, Ucraina, așa cum este, este recunoscută. Faptul că cândva o bucățică din Ucraina sau mai multe au aparținut României, nu a fost teme tabu și nediscutate. Probabil că și acest lucru a creat în sentimentul unor minorități românești, poloneze, ungurești, ceva revanșant sau și mă tem să nu fie un astfel de lucru care nu s-a putut discuta deschis până acum în Ucraina. Faptul că istoria începea cu revoluția lui Lenin și s-a terminat cum s-a terminat, nu ajunge. Mi-ar face plăcere să aflu că cei care demonstrează împotriva încorporărilor demonstrează de fapt împotriva războiului și nici de cum împotriva loialității față de statul ucrainean. Așa este. Și asta vreau să-ți cer această explicație,
pentru că recunoșteam urmărit la diverse televiziuni. Acolo unii, spre surprinderea mea, s-au și exprimat Bucovina de Nord, ca și cum Bucovina cândva a fost două state, ceea ce este un neadevăr istoric în gura unui profesor universitar din România. Și aș vrea să detailez ce se întâmplă, ce șanse de spre liniștire a apelor este și cum vezi viitorul. Niciodată nu am ocupat de analize politice, mai ales. Normal, sunt cetățean al unei țări, mă interesează soarta ei. Fiind sociolog de profesie, sunt istoric, sociolog, etnograf, am făcut eu unele calcule, am încercat să fac unele studii, dar nici de cum nu sunt acel care aș putea da sfaturi sau aș putea propune soluții. Normal, ca un cetățean, ca un părinte, acum așa aș vorbi, aș vedea unele lucruri, unele căi de soluționare a problemei, dar aici eu totuși pun vina mai mult pe comunitatea europeană și pe Organizația Națională Unită, dar mai ales pe cele trei state care au garantat Ucrainei, în momentul când a fost semnat acea dezicere de armamentul nuclear, au garantat Ucrainei integritate teritorială, au garantat Ucrainei să fie tratată ca atare, ca un stat suveran, au garantat Ucrainei neimplicarea în politica internă a acestui stat și așa mai departe. Și foarte multe lucruri au fost garantate și până la urmă s-a ales Ucraina cu ce? Cu scenariul acelorași țări, cum este Georgia, cum este Osetia, cum este Cecinea, cum este Transnistria, așa mai departe. Deci e același scenariu, aceeași dorință a unui stat, cum este Rusia, să-și refacă pozițiile sau granițele în fostul imperiu. Mi se pare acest lucru clar văzut de toți. Clar văzut de toți și încă o dată vreau să denunțez anume Europa că în momentul când s-a declanșat acest război neanunțat, ei au zăbovit și acum se ocupă doar de niște promisiuni și niște, știți, am impresia că Europa e un om mai în vârstă care încearcă să-l sperie pe un copil cu diferite baba cloanța și chestii de genul ăsta. Cât poate lucrul ăsta de-l dus înainte, așa nu pot să înțeleg și niciodată n-am să înțeleg cum a permis aceleași, bine, Rusia e agresor, e clar, cum au permis celelalte două state să fie agresate Ucraina, să îi se, pur și simplu, să îi se taie din teritoriu, că așa și-a dorit Rusia. Rusia, în momentul semnării acestui acord, a putut înainta cerințele care le-a avut. În momentul acela, acest lucru nu s-a făcut, acum nu e atât problematica de acum în teritoriu, chiar, dar e problematica în oameni. Umor oameni. Aici am vrut să ajung. Această politică a Rusiei nu este nouă. De ce să ne ascundem după de așa? Se știe de mult. Și cel puțin serviciile ucrainene ar fi trebuit să știe că nu se infiltrează peste noapte o masă de oameni care vor duce o anumită politică. Cred că Ucraina ori a fost într-un dolce farniente, ori cineva a știut de aceste pregătiri. Și aici îi ajută și în conflictul cu minoritățile următorul lucru. Știu că toți moldovenii care plecau să se școleze în Ucraina învățau în limba rusă. Ucraina nu s-a opus atunci să învețe în limba rusă. Deci a fost... vreau să comentez cu aceste lucruri, cu serviciile. Eu singur nu înțeleg ce s-au ocupat ei până acum,
Dar vis-a-vis de moldoveni sau de alte naționalități care veneau în Rusia, nu în Ucraina, nu numai Ucraina să studia limba rusă. Fosta Uniunea Sovietică a fost peste tot a fost vorbit în limba rusă. Nu mă deranjează limba rusă, o vorbesc perfect. Nu mă deranjează absolut nimic în sensul tratării ca minoritar, mă refer eu, român. Dar în momentul când Ucraina și-a dorit să devină un stat suveran independent, primul lucru ar fi trebuit să facă o strategie de tratare și protecție a minorităților naționale. Ceea ce nu s-a făcut. Nu s-au respectat nici nu știu din ce cauză. Nu pot să explic acest lucru. Nu am fost tratați cu acea necesară, de fapt, pentru toată Europa, discriminare pozitivă. Egalitate poate, dar nu discriminare pozitivă. Cunoscând acest fapt că este o minoritate, avem totuși mai multe dificultăți de a ne păstra cultura, tradiția, obiceiul, limba, portul și așa mai departe, noi ar fi trebuit tratați, noi românii, mă refer și nu numai noi românii, dar noi, minoritățile naționale din Ucraina, ar fi trebuit tratate altfel. Cu o mai mare seriozitate, cu o atitudine, fie de patrie mamă, de ce nu? Eu aici pot compara România cu Ucraina. Deci nu cred că există, chiar și în Uniunea Europeană, un stat mai loial, mai tolerant vis-a-vis de minoritățile naționale, cum este România. Toate minoritățile sunt tratate foarte, foarte bine. În primul rând, în al doilea rând, au reprezentanță în Parlament, au o posibilitate de a-și dezvolta cultura. Eu știu ce sume au fost alocate pentru minoritatea ucraineană din România. Eu știu ce sume au fost alocate pentru minoritatea maghiară din România. Și știu ce sume ne s-a alocat nouă. Deci, în momentul de față, să spun că eu, 4 festivaluri, sau nu le numim pe festivaluri, 4 acțiuni de mare amploare în Cernăuți, spre exemplu, anul trecut mi s-a dat 12.000 de grivne. Deci, ceea ce anul trecut era puțin mai mult de 1.000 de euro. Deci, în momentul când în grădina Flori Multe festivalul a avut peste 200 de participanți, vă dați seama cam ce înseamnă această sumă. Știu ce înseamnă. Asta este. Mai ales când asta a fost acolo. Eu zic că noi, românii de acolo, nu suntem singuri. Deci aici nu ne poate nimeni discrimina în sensul că ia ca românii au organizat demonstrații. Deci la ce am vrut să atenționez acum. Au fost toți alături de noi, de cei care s-au ridicat la aceste demonstrații. Pentru că eu n-am fost acolo. Dacă eram, normal că eram și eu pe acele baricade, dar s-au ridicat toți. S-au ridicat toți pentru că, într-adevăr, Ucraina n-a fost pregătită de un asemenea atac. E clar că ultimii ani armata ucraineană